Chowder trebuie să fie unul dintre cele mai mari desene animate de la sfârșitul anilor 2000, lansat chiar înainte de renașterea din 2010 cu spectacole precum Regular Show și Adventure Time. Chowder este o bijuterie ascunsă absolut în biblioteca de capodopere a Cartoon Network. Cu 3 sezoane, acest spectacol are un teren bun de acoperit, așa că fără alte prelungiri este timpul să aruncăm o privire peste întregul Chowder de la început până la sfârșit. Dar mai întâi ceva context. Faceți cunoștință cu Chowder, vedeta spectacolului. Este un tânăr, dolofan, iepuraș, violet, un fel de urs care caută să devină un maestru bucătar. Este un copil cu o inimă mare pentru a merge cu un apetit mare care poate fi uneori o mare enervare. Chowder este un ucenic al lui Munk Dal, care este un bucătar expert care își conduce propria companie de catering. Alături de cei doi lucrează Schnitzel, un monstru rock puternic care vorbește doar folosind un cuvânt, Rada. Oh, mai este și minunata soția lui Munk Truffles, care prea comenzi și gestionează casa de marcat. Este o ciupercă în vârstă care pur și simplu nu este foarte drăguț, ca să spunem mai ușor. Compania lor este situată în orașul Marțipan, care are o cultură bazată în mare parte pe toate delicile sale culinare și nimeni nu simbolizează acea cultură pretinoasă mai mult decât Gestapo, vânzătorul de mâncare mamut lânos. Gazpacho furnizează adesea ingredientele necesare pentru a face orice fel de mâncare nebunească care este în meniu în acea săptămână. Este bun prieten cu Chowder și veți vedea de ce, pe măsură ce ne aprofundăm în serie, mai sunt și alte câteva personaje care veți afla pe măsură ce vom merge mai departe în videoclip. Dar deocamdată să trecem la primul episod al seriei. Primele câteva minute ale primului episod ne arată exact cine este Chowder, adică un copil care poate fi distras cu ușurință și nu este chiar cel mai informat tip din lume, dar este cu siguranță un muncitor din greu la sfârșitul zilei. Oh, de asemenea, el pare minor, dar șobolanul ăla cu lumânarea pe cap, îl amintești pentru mai târziu? Chowder apare în mod perfect și îl găsește pe Munk testând menta, care este atât de puternic încât se îngheață într-un bloc de gheață. Și înainte să întreb, da, aproape toată mâncarea din Chowder e chestii de genul ăsta. În timp ce Chowder descarcă cumpărăturile, Munk spune că următoarea lor comandă este o broască de măr, care se presupune că este un fel de mâncare foarte greu de făcut. A citit o rețetă dintr-o carte de rețete foarte, foarte mare și a trecut la gătit. Pasul 1. Pasul 1 îl are pe Munk, Chowder și Schnitzel folosind fructele fără fructe pentru a încerca să obțină mere suplimentare suculente și, deși lucrurile par să meargă bine la început, Schnitzel ajunge să ia greu un atac de la un dud fără fructe. Rețeta continuă, iar Chowder încearcă din răzputeri, dar pur și simplu nu are experiență suficientă pentru a reduce totul la un te pentru acest fel de mâncare. Ultimul pas al rețetei este să bată felul de mâncare într-un joc de luptă cu degetul mare, iar Munk nu reușește să-și facă treaba și Schnitzel ia înapoi. În felul acesta, Chowder este etichetat și recurge la a bate mâna uriașă de mâncare în sigurul mod în care știe cum. Un test de gust, Chowder câștigă, dar începe să muște puțin mai mult decât ar trebui, ceea ce înseamnă că Munk trebuie să o țină pe Chowder cu disperare, în timp ce clientul fuge cu vasul. Destul de haotic, nu? Ei bine, acesta este doar primul episod. Următorul episod se intitulează Iubita lui Chowder și, bine, pare eu că poți deja ghici spre ce este vorba doar pe baza acelui titlu. În timp ce episodul începe cu Munk și Chowder mergând la standul de mâncare al lui Gazpacho pentru a obține niște ingrediente numite Grapples, ni se prezintă rapid ucenicul ei, Panini, principalii rivali al lui Munk. Întreaga afacere a lui Niv este că este foarte elegantă și blocată, înlăturând mult din dragostea care merge în masă, iar Munk nu este un fan de acel stil deloc. Se ceartă, iar Panini îl oprește pe Chowder înainte ca acesta să-l ajungă din urmă pe Munk și să încerce să flirteze cu Chowder. Gazpacho se cam uită cu privirea la toată treaba, iar Panini declară că Chowder este iubitul ei. Chowder nu prea este de acord. Chowder se trezește a doua zi și începe să se avânte la animalul său de companie, Kimchi, despre toate grijile lui și își dă seama că trebuie să iasă în această situație repede. Chowder îl întreabă pe Munk ce să facă și el spune că trebuie să-l dezamăgească ușor pe Panini, și așa că se îndreaptă spre bucătăria doamnei Niv să facă exact asta. Chowder, trist, să se despartă de Panini în moduri nu atât de blânde, dar de fiecare dată ea găsește o modalitate de a spune că este iubitul ei. Vrea oare niște prăjituri? El pune chiar și un întreg musical pentru a încerca să-i spună că nu este iubitul ei și este complet destul de ciudat. Unele dintre artificii șochează și un tip cu aspectul lui Zeus îl aruncă în aer întreg stadionul, dar chiar și așa Panini vede întregul dezastru ca pe urmare act de dragoste. Și de asemenea, asigurați-vă că vă amintiți de tipul care cântă acea melodie. Va apărea din nou. Nu sunt iubitul tău. Chowder merge la Gazpacho pentru sfaturi și, deși nu are prea multă experiență cu fetele, are totuși câteva sfaturi, spunând că Chowder trebuie să se căsătorească cu Panini pentru a salva reputația. Nu sunt sigur că așa funcționează, dar în fine. Chowder îl pune pe Munk să coacă un tort de nuntă. El îi aduce lui Panini, iar ea spune că are nevoie de spațiu pentru că Chowder este prea lipicioasă. Chowder pleacă vesele, iar episodul se termină. Ei bine, hei, a primit ceea ce și-a dorit. În episodul următor, Chowder decide că vrea să facă prima rețetă solo și Munk recomandă cu plăcere aceeași rețetă pe care a făcut-o ca prima
prima sa aventură solo într-o ceașcă. Sună greu, iar Chowder vrea totuși ceva mai dur și decide să meargă cu cea de-a doua rețetă solo a lui Mung. Totuși, Chowder se lasă purtat de îngânfare în timp ce gătește și își otrăvește mâncarea din întâmplare, dar Mung este prea îngrijorat pentru a spulbera visul lui Chowder pentru a-i spune: de ce nu ai încredere în mine ca bucătar? Mung. Deghizat, Mung se duce la standul de narpăl al lui Chowder și cumpără toate bunătățile de pe el pentru $50, dar apoi își dă seama că Chowder mai are încă 60 dintre ele de vândut, așa că merge la Truffles pentru bani. Oricine își amintește șobolanul de care ți-am spus mai devreme. Ei bine, el este aici. Îl cheamă Gorgonzola și e un fel de ticălos, cumpărând doar un narpăl de la Chowder pentru a vedea dacă sunt dezgustători. Mung, deghizat din nou, intră și încearcă să cumpere narpăl înainte ca Gorgonzola să fie otrăvit. Stai departe de asta. Și ajunge să plătească $100 pentru a salva viața micuțului șobolan verde. Și apoi Chowder scoate o altă insignă. Mung încearcă să obțină o probă gratuită și decide să ia Purple și să fugă înainte de a cufunda narpălul într-un vulcan. Costumul este ars, iar apoi spune lui Chowder că este încă mândru de el. Poate că acum este sărac, dar la inimă. Mung mai are mult de dat, se pare. Următorul episod, Schnitzel Makes a Deposit, este doar un clasic din toate timpurile. E simplu, dar vă jur, dacă vizați un episod din această emisiune, trebuie să fie acesta. Schnitzel își primește salariul, iar Mung îl pune pe Chowder să meargă cu el pentru a-și deschide propriul cont de economii. Spre surprinderea lui Schnitzel, practic, pentru restul episodului, lucrurile nu merg așa cum trebuie. Nu pot spune prea mult, deoarece aceasta este doar o comedie pură. Dar te rog, uită-te la asta. Este cel mai grozav episod cu Schnitzel. Vă interesează o acadea gratuită? Voi continua și voi lua acest timp pentru a reține, iar totuși creditele acestui spectacol prezintă întotdeauna scenete foarte scurte cu personaje din spectacol sub formă de marionete. Și sunt de obicei un râs bun, cu mânghier și în sfârșit atingerea temporală cu un ceas stricat, când pot să fac ceva. Tu, băiatul meu, te vei agita. Acest spectacol folosește o mulțime de stiluri diferite de animație și artă, iar eu sunt aici pentru asta. În episodul clasă de certificare, Mung își dă seama că certificatul său de autenticitate a bucătarului este depășit, adică trebuie să-l renoiască. El apar la orele de certificare. Are o pereche de ochelari cu sodă, dar vede că Panini și Envy au apărut și ele pentru a-și renui licența. Instructorul Ruben sublinează apoi importanța respectării unei rețete, susținând că cei care nu o fac sunt pirați ai rețetei și nu-și vor primi niciodată certificatul. Ruben îi testează pe toată lumea cu apă clocotită, iar în timp ce Andy și Panini urmează instrucțiunile perfect, iar Mung chiar încearcă să facă asta cât mai bombastic posibil și își câștigă o pălărie de pirat. Mung încearcă apoi să urmeze exact o rețetă de sandwich-uri și chiar reușește datorită ajutorului lui Chowder. Andy își întoarce sandwich-ul și este lăudată de Ruben. Asta este fantastic. Vei descoperi că tot ceea ce fac este fantastic, dar când Mung îl predă, spune că este alergic la maioneză și chiar dacă Mung a urmat diagrama în tocmai, clientul are întotdeauna dreptate. Serviciul pentru clienți poate fi cel mai rău. Toată această bătaie nedreaptă continuă și de fiecare dată Mung primește din ce în ce mai multe haine de pirat, așa că are întotdeauna dreptate și în cele din urmă este forțat să treacă cu scândura imediat din clasă și într-un tomberon. Andy Vesh primește certificat de la Ruben și lucrurile încep să aibă sens când vedem că și el și-a pus numărul de telefon pe document ca să-l poată suna. Între timp, Mung decide să se ridice la nivelul stilului său de viață de pirat și pur și simplu fură certificatul Andy Vey, salvându-i afacerea în acest proces. Ruben este cu adevărat un porc, nu-i așa? Literalmente. În episodul de Wrong Address, Mung și Chowder sunt trimise pentru a face o livrare, în timp ce Schnitzel rămâne pe spate și face curățenie în bucătărie. Chowder mănâncă imediat harta, așa că bucătarii decid că trebuie să găsească adresa casei cu instinctul lor. După ce s-au oprit pentru urmărirea poliției, Chowder oferă indicații aleatorii până la o parte proastă a orașului. Ei apar la ușa acestui tip și evident el spune că nu a comandat nimic, nu a comandat nicio friptură, cel mai mult. O, da, chiar a făcut-o. Instinctul îi spune asta. Vor fi 30 de bucăți. Un șobolan iese din perete și îl urmărește pe tip. Tipul s-a întors în stradă unde au descoperit că mașina le-a fost furată. Da, acum amintiți-vă, am parcat mașina chiar lângă acest mim aici. Pietonii furioși și șobolanii îi urmăresc și așa ei sar în mașina unui pieton la întâmplare doar pentru a fi pulverizat cu piper în față. Da, din nou. Șobolanul sare la bord și o luptă uriașă cu spray cu piper izbucnește provocând ca mașina cu melc să se izbească de mașina lui Mung, pe care, hei, măcar l-au găsit. Șobolanul spune că este cel care a comandat friptura și desigur nu dă bacșiș. Sincer sunt surprins că chiar a plătit. Se întorc în bucătărie și văd că a fost complet distrusă și îl urmăresc pe Truffles, care acum este arestat de poliție și decide că curajul lor poate spune despre asta și că Schnitzel are ceva de făcut. Săracul băiat. Următorul episod urmărește de fapt punctul de vedere al lui Schnitzel și Truffles în timpul ultimului episod, deoarece au de a face cu o bufniță oarbă. Te amintești că urmărirea poliției pe care Mung și Chowder s-au oprit mai devreme? Da, pentru că tipul cu pasărea conduce. Când pasărea se lansează din greșeală în bucătărie, Truffles crede că este clientul căruia Mung tocmai l-a lăsat să livreze și așa decide că trebuie să aibă grijă de el până se întoarce. Și poliția condusă de câinele sergentul Huggy este afară în așteptarea tipului bufniță care este un criminal căutat din cauza conducerii oarbe și nesăbuite. Asta e pentru tine, dragă. Micul bătrân ajunge să distrugă complet bucătăria, dar Truffles crede că Schnitzel este doar un idiot și așa îi leagă
tragă pe amândoi. Schnitzel evadează și vorbește cu polițiștii de afară care le exclamă pe acest bătrân bufniță ca fiind un criminal maestru. Schnitzel, îngrijorat de ce s-ar întâmpla cu Truffles, în ciuda cât de enervante este, decide că trebuie să o salveze de bătrânul bufniță senil înainte de a o răni. Și face asta în detrimentul bucătăriei. Schnitzel, îngrijorat de ce s-ar întâmpla cu Truffles, în ciuda cât de enervante este, decide că trebuie să o salveze de bătrânul bufniță senil înainte de a o răni. Și face asta în detrimentul bucătăriei. Poliția crede că Truffles este tipul lor și o arestează și o lasă pe cea de vrea să scape, lăsându-l îngrozit pe bietul Schnitzel. Iată un alt clasic. Gazpacho se ridică. Munch și Chowder fac o prăjitură cu cremă, iar Chowder scrie un mesaj răutăcios deasupra, sau cel puțin încearcă. După cum se dovedește, tipul nu poate scrie. Chowder exersează scrisul în public, dar scrie accidental pe ecranul spectatorului. Gazpacho ajută pe Chowder și sparge complet al patrulea perete în acest proces. Dar ăla, da, ăla nu se desprinde, am încercat, deci care-i treaba. Acest spectacol este plin de acel brand de umor luitor. Chowder îi cere ajutorul lui Gazpacho și în schimb dă câteva sfaturi de la mama lui. Gazpacho îi spune lui Chowder că lucrează la actul său de comedie, dar are nevoie de material, dar nu a scris niciodată nimic. Și așa cei doi decid să se ajute unul pe celălalt, punându-l pe Chowder să scrie glume pentru Gazpacho în timp ce el vine cu ele. Comedie de observație. Ce e asta? Este locul în care te uiți în jur și comentezi toate lucrurile amuzante pe care le vezi. Am muscata de pe jos. Cei doi fac un brainstorming toată ziua, cu Chowder scriind totul în cartea sa de aur de comedie. Chowder îi arată cartea lui Munch, care încă nu poate citi un cuvânt. Și așa Chowder începe să înghesuie ceva lizibil în carte. Gazpacho se amestecă timid pe scenă și începe să citească din cartea de comedie de aur, care acum este în esență doar o carte de bucate. El enumără rețete sub formă de glume care vrea să spun că hei, Chowder și Munch le-au plăcut foarte mult. Deci are asta pentru el. Ha, și ți amintești mai devreme cu mama lui Gazpacho nu suna prea frumos? Mama spune că pot spune multe despre o persoană din scrisul ei. De aceea am citit jurnalul. Ei bine, cel puțin am luat un aparat de fotografiat. Hei, asta înseamnă unul pe care Munch și Chowder o făceau mai devreme. Notă pentru sine. Mama lui Gazpacho este lipsită de inimă. În alt episod despre care trebuie să vorbim este Snifflebowl. Este o zi fierbinte de vară și uite, tipul acela cu aspectul lui Zeus care a stricat concertul lui Chowder s-a întors. Munch îl trage pe Chowder afară să joace Snifflebowl cu o grămadă de copii din cartier. Chiar dacă Chowder nu este cu adevărat interesat pentru a spune ușor, tot pe teren este și Panini încă îndrăgostit de Chowder. Gorgonzola încă deloc prietenoasă și Gazpacho încă se teme de mama lui. A, și în cazul în care te întreb, Snifflebowl este doar baseball, dar mai grosolan. După ce Panini îl chinuie pe Chowder cu un sărut, el se ridică să bată cu Gorgonzola. Gorgonzola este supranumit Zingă, dar piciul lui nu este chiar atât de bun încă. Chowder primește 3 lovituri și este eliminat. Gazpacho l-a demenit să meargă acasă, ca la bază, nu acasă, dar Chowder nu înțelege asta și astfel Chowder decide să încerce din nou. El lovește mingea și începe să treacă peste toate bazele, toate 14. Da, cred că Snifflebowl este mai greu decât baseballul real. Oh, de asemenea, pentru una dintre baze există o mică referință la Mario, așa că e cam grozav. În ciuda faptului că a fost etichetat, Chowder tot fuge la casa lui reală și cred că totul este bine pentru chestia cu iepurașul movdolofan. Asta numesc un home run. Următorul episod, Mango on the Rocks, l-a făcut pe Munch să uite accidental de viața lui necăzoasă la aniversarul lui Truffle, ceea ce înseamnă că, hei, se pare că au fost puternice de 40 de ani. Doamne, asta e niște dedicare. Chiar dacă a uitat de aniversare, Truffle nu mai vorbește cu Munch. Munch devine foarte trist, iar ordinele lui încep să fie afectat de tristețe și chiar devine puțin nebun. Nu e bun. Gazpacho spune atunci că atunci când mama lui este supărată, el îi dă fructe cu suc de rug gazos pentru a face din nou fericită. Deci poate că va funcționa cu trufe. Dar ei bine, cutia este scuturată. Asta nu va merge bine. Cutia explodează inundând orașul și Munch încearcă să salveze pe Truffles, dar ajunge să fie nevoit ca Truffles să salveze. Cei doi și-au momentul pentru a merge într-o plimbare romantică cu barca și vedem chiar și un flashback cu tinerii Munch și tinerii Truff. Ce drăguț! În episodul următor avem debutul unui personaj preferat de fani, Castan, un tip gremlin albastru care întotdeauna confundă lucrurile pentru ei. Ei bine, alte lucruri cred. În orice caz, după ce Chowder lovește accidental pe Munch cu un pahar de lapte cald, ar trebui să adauge multe. Oh, și asigurați-vă că adăugați doar o cantitate mică. Rădăcina caldă este un agent de somn foarte puternic și greșește cumva, iar trupul inconștient al lui Munch ca fiind o masă de sufragerie. Ei bine, acestea sunt cifrele. Din fericire, Munch se reziște după ce s-a rostogolit în ocean și totul se termină cu bine, cu excepția lui Chestnut, cred, care este încă în afara unei mese din sufragerie. Serios? Ce masă de sufragerie este asta? Munch este albastru și are o mustață transochelar. Oh, ce zile fericite. Chestnut a căutat peste tot. Cum ar fi cineva să greșească asta? În continuare avem episodul la serviciul tău. Andiv pune mâna pe o pereche de ingrediente rare de care Munch cere cu disperare în fața lui. Scoate-l din calea mea, aș fi bucuros să vă oblig, domnule Dol. Și așa el decide că va face tot ce vrea ea pentru o zi pentru ei. Sau poate recunoaște că este bucătarul mai bun. În regulă, orice vrea ea pentru o zi este. Sunt forțat să-i curețe gaura de grăsime, să-i curețe piscina și apoi să-i decojească gratotez în temnița ei. Deși pare că sunt zdrobiți de masa de cartofi la început, ce a făcut? Iar dragă Panini amintește de ce ei cu drac erau oameni buni. Păstrează inima ta așa cum o lumânare ține flacăra. Se pare că sunt capabil să facă salată
arată Grota Toez și furioasă Andiv distruge fructele de care Mung avea nevoie tot timpul. Ce treabă, nu? Următorul episod, Chowder și Mr. Fuggy ne face cunoștință cu cine altcineva? Domnul Fuggy. Este un balon roșu purtat de o pisică înfiorătoare care este foarte bogat și place să mănânce. Și așa îl pune pe Chowder să-l ducă prin oraș în toate locurile lui preferate de mâncare. Din păcate, domnul Fuggy nu este prea dornic să împărtășească. Și așa Chowder suferă aproape toată călătoria. Hei, amice! Aici jos, de ce să nu muși conul și să plugi crema de 3 ori? Îmi place felul în care gândești, domnule Cone. Spune asta soției mele. Asta e cam tot episodul, sincer. Amintește-ți doar de domnul Fuggy. De asemenea, da, pisica este foarte ciudată. În episodul Red Sandwich, Ruben se întoarce. Nu am vrut să vă mai văd aici. Bunul meu, domnule, am presupus că era doar o sugestie prietenoasă. Ei bine, iată o altă sugestie pentru tine. Își folosește nou animal de companie, șobolanul, pentru a speria civilii și pentru a-și dezvălui mâncarea pe care o lasă în urmă. Și următoarul lui țintă este compania de chetă ringa lui Mung. După ce a luat un sandwich de la Mung, Ruben îl pune pe prietenul său șobolan să joace mort în sandwichul lui și le spune lui Mung și echipei lui că va scoate din funcțiune compania de catering dacă nu-i satisfac fiecare capriciu, literalmente. Și Chowder vrea doar să încerce sandwichul de șobolan. Banda distrage atenția lui Ruben, iar Chowder apucă sandwichul și mușcă și gătește că șobolanul încă bate cu piciorul. Chowder își cere scuze, spunând că doar era foame și șobolan spune că este și el, dar Ruben nu-l va hrăni. Și așa, chiar și după ce Ruben își cheamă șobolanii de rezervă, se întorc cu toți asupra lui și trimit afară din bucătărie. Slavă Domnului că a primit ceea ce merita în acea perioadă. Un alt episod important este atunci când Chowder își pierde pălăria și nu vei ghici niciodată ce se va întâmpla cu aceasta. Da, devine puțin complicată, dar cel mai mare lucru pe care trebuie să-l îndepărtezi de la toate este șmecheria acestuia, care este încă la fel de strălucitoare pe cât este de înalt. În acesta, după ce Chowder își pierde pălăria, o găsește și crede că este o casă de vacanță. În regulă atunci. De asemenea, Chowder a încercat să scrie numele de acolo în prealabil în caz că se pierde vreodată, dar din nou nu poate scrie. Bun, apel invers. În cele din urmă, Șnițel se mulțumește cu pălăria lui Chowder să fie în schimb casa lui mobilă. Ei bine, cred că are mai mult sens decât o casă de vacanță și Mung fiind o mază de sufragerie. Nu, serios, cum l-a confundat cu asta? Sunt încă uimit. Să începem. Primele din două părți. Și acesta, Șnițel, s-a săturat de slujba lui. După ce a cerut o mărire de salariu și a fost refuzat, renunță oficial la compania de catering și este furtunos în stradă în căutarea unui nou loc de muncă. În cele din urmă, Șnițel dă peste Endiv, iar ea îl ridică instantaneu, dar mai ales pentru că îi place foarte mult. După ce a fost necăjit de Panini cu privire la Chowder și a fost pus într-o uniformă discutabilă, Endiv o pune pe Șnițel să o salveze de la un fals accident de nec, ca să facă să o sărute în timpul unei respirații gură la gură. Șnițel nu-i place, într-adevăr, dar renunță după ce își dă seama că îi răsplătește eroismul cu un ospăț gratuit. Mung, Chowder și Sniffles încearcă să intre și să-l salveze pe Șnițel, dar Endiv îi prinde înainte de a scăpa. Din fericire au izbucnit datorită unei distrageri de la Chowder, dar chiar totuși, poate într-o zi vor învăța cum să trateze corect un bărbat. Știu cum să tratezi un bărbat, dar nu o piatră, spune Mung. Endiv ia totuși angajamentul lui Șnițel față de ea într-un mod romantic, organizând imediat o nuntă. Șnițel totuși spune că este doar o meserie pentru el și că are deja o iubită care este doar o piatră de cerneală cu fundă. E cam uimitor. Șnițel îl rezervă sărind de pe un balcon și se salva de o marionetă uriașă pe cer, spunând că cosmosul nu mai este în stare acum că nu este cu Mung și Chowder. Și în cazul în care te întreb cine este acea păpușă, aceasta este Grimbald, creatorul real al lui Chowder. Super meta. Oricum, Șnițel se întoarce la compania de catering a lui Mung, primește o mărire de salariu și apoi ceva, iar gașca este din nou împreună. Șnițel chiar a meritat toată dragostea pe care a primit-o în acest episod, omule. Chiar e subestimat. În finalul primului sezon, Chowder și Mung pleacă pentru a participa la jocurile Apprentice, o competiție atletică pentru toți ucenicii orașului Marțipan pentru a-și etala abilitățile. Și ei bine, știm cu toții că Chowder nu este un atlet. Sosește câștigătorii de la jocurile de anul trecut. Acesta este maestrul de dans Pate și ucenicul său Savis. Și da, este același tip care a făcut muzicalul lui Chowder la începutul sezonului. E ciudat să-l văd apărând din nou. Panini și Endiv nu sunt încântați să-i vadă. Apropo, când Panini îi spune cât de fizic este evenimentul, se sperie și singurul mod în care Mung îl poate face să concureze este oferindu-i recompensa victorii Ultimate Trial Scream. Gorgonzola apare și cu maestrul său de lumânare, Stilton, iar Chowder cade imediat deasupra lor. Sosește regina jocurilor și anunță că anul acesta tema jocurilor este munca în echipă, adică ucenicii trebuie să se facă pereche. Panini îl primește pe Savis. Cineva, vă rog să ne ia partenerii. Și Chowder primește Gorgonzola. Când Gorgonzola și Chowder încep să se lupte, Stilton și Mung decid să-i dea afară și să se regizeze în ucenicii lor astfel încât să poată câștiga singuri. Savis și Panini încep să facă performanță pentru ultima lor provocare, dar apoi Mung și Stilton își pierd numărul de dans, fiind instantaneu huiduiți pentru propriul lor dans oribil. Chowder și Gorgonzola blochează spectacolul următor. Îmbrăcați în Panini și Savis, încep să cânte o melodie foarte, foarte proază spre dorința cremei de 3 ori și acceptarea de la stăpânii lor. Tot ceea ce cerem este un Ultimate Try Scream. Mulțimea fuge și chiar și regina plutește, ceea ce
înseamnă că nu se rezolvă absolut nimic. Ei bine, asta e o modalitate de a încheia un sezon. Într-unul dintre primele episoade din sezonul 2, după ce președintele clubului ucenicilor renunță la toată lumea, Panini face campanie pentru această poziție, dorind să legalizeze căsătoria copiilor. Din motive evidente, și Gorgonzola își dorește postul, dar toată lumea îl urăște, așa că îl face pe Chowder să alerge ca o marionetă pentru el, manipulându-l cu mâncare. Panini pune afiș alături de Savi și se dovedește că este îndrăgostit de ea, puțin ciudat, având în vedere că face toate astea pentru Chowder, nu? Gorgonzola și Chowder își distrug afișele, dar tot ce face este să-i dea lui Panini votul de milă. În cele din urmă, Patai găzduiește o dezbatere și, deși Panini este grozavă, Chowder pur și simplu nu este grozav cu cuvintele. Și apoi Gorgonzola înrăutățește situația aruncând noroi pe Panini. Mulțimea nebunește până când președintele inițial apare din nou și, în cele din urmă, Panini îl iartă pe Chowder pentru ceea ce a făcut. Ei bine, cred că e bine. Acum este timpul pentru specialitatea de sărbători, care spune povestea lui Knishman și versiunea sa iconică a lui Moș Crăciun, Kris Kringle. El îl ține aduce cadouri dacă faci o casă bună. Sună ca un amestec de Moș Crăciun și Krampus. Uitați-vă la tipul ăla dacă îndrăznești, oameni buni. Oricum, Munk și Chowder se pregătesc să sărbătorească, dar Chowder găsește ceea ce își dorește cadou, aceasta fiind o mașină de tuns brocol electrică, și o arată lui Munk. Din păcate, Munk îi spune lui Chowder să nu-și crească speranțe, deoarece nu are bani să cumpere el însuși, nici nu crede că Kris Kringle poate ajuta. Chowder și Gorgonzola dezbat existența lui Kris Kringle înainte ca Chowder să plece să-l vadă pe bărbatul însuși, care foarte clar nu este doar gazpacio într-un costum stând pe un scaun la standul lui. Andy apare și cu Panini în cârcă și îi spune lui Chowder că motivul pentru care Kris Kringle nu este bun îi va primi pe Chowder într-un cadou. Este pentru că Munk își strică mereu casele. Au întocmit niște schițe ale casei pe care o construiesc. Chowder îl motivează pe Munk să dea totul în acest an cu casă, dar chiar și așa, pur și simplu nu reușește să se descurce. Este atât de gustos, am încercat de 50 de ori. Îngrijorat, Chowder va fi dezamăgit în dimineața de Christmas, iar Munk merge la Endiv să-i cumpere o casă, recunoscând în esență că ea este cea mai bună bucătăreasă. Totuși, Chowder vrea să salveze demnitatea lui Munk și așa decide să încerce să facă un efort de ultimă oră pentru a salva demnitatea lui Munk și chiar acceptă ajutorul lui Panini. Granițele sunt rupte astăzi, vă spun eu. După ce Gazpacio începe să se simtă vinovat că a mințit copiii cu nițita lui Kris Kringle, el renunță la costum, iar Chowder decide să folosească costumul pentru a-l face pe Munk să creadă că lui Kris Kringle îi place casa lui. Și el recrutează Gorgonzola. Din nou, ea apar în costum, dar și adevăratul Kris Kringle. El încearcă să mănânce casa, dar Chowder ajunge primul la ea, iar Munk vede totul. Chowder spune că a vrut doar să-l facă fericit pe Munk, chiar dacă le emoționează pe Kris Kringle. Chowder îi oferă Gorgonzola un fel de ofrandă de pace și de asemenea îi oferă și un sărut lui Panini pentru ajutorul ei. Acum asta este dezvoltarea caracterului. Kris Kringle îi dă lui Chowder mașina de tuns pentru brocole, adică fiecare primește ceea ce și-a dorit. În episodul The Hot Date, sergentul Hoagie își amintește de câinele polițiști din toate filmele. Până în primul sezon, se pregătește să meargă la o întâlnire nevăzută și de super anxios. Cel mai important lucru de notat despre acest episod este că literalmente, fără motiv, fata cu care iese este domnișoara Belum din Powerpuff Girls. Habar n-am de ce s-a întâmplat acest crossover, dar cred că este destul de îngrijit. Scuză-mă, îmi caut întâlnirea nevăzută. Trebuia să-l întâlnesc aici, dar am întârziat. Următorul episod, Truffles Get Sick, adică casa de marcat nu are echipaj, așa că băieții pleacă la cumpărături. Până la sfârșitul tuturor, par cu totul ridicol. Ar fi trebuit să-mi fac o operație de lifting la nas cu mult timp în urmă. Nu crezi nițel? Și-au cheltuit fiecare cent pe care l-au avut. Și pentru că au rămas fără bani, ei nici măcar nu pot plăti pentru animația spectacolului. Adică dintr-o dată ar trebui să punem actorii vocali în acțiune live care fac o spălătorie aut astfel încât să poată câștiga măcar bani înapoi pentru asta. Acest spectacol este o nebunie. Trebuie să salvăm spectacolul, dar de unde vom lua banii să plătim pentru asta? Truffles află că au cheltuit toți banii și îi pune să plătească până la urmă lucrând pentru Endiv, iar băieții își învață lecția. Nu face lifting, adică economisește-ți banii. În episodul Wanton Bombs îl întâlnim pe bătrânul maestru al lui Meng, Lo Mei-in, care s-a întors pentru a-și umili ucenicul cu povești din trecut în fața întregului oraș marțipan. Lo Mei-in spune povestea cel mai mare eșec al lui Meng, bomba Wanton. A luat comanda singur ca ucenic, dar s-a distras gândindu-se la doamne care a comandat tot timpul. Aș vrea niște genoflexiuni cu asta, făcându-l să folosească toate ingredientele greșite. Pentru a îndrepta lucrurile, Chowder și Meng se întorc în timp pentru a se asigura că tânărul Meng nu este jenat. În acea zi, schimbând bombele lui Wanton cu unele de fapt bune. Chowder aproape interacționează cu tânărul Meng, dar Meng de astăzi îi spune să nu facă acest lucru, altfel continuumul spațiu-timp s-ar putea prăbuși. Cineva să mă eticheteze înainte de a fi prea târziu. Acest lucru este atât de inconfortabil. Pe scurt, schimbă mâncarea. Revin la ziua de azi și totul pare bine, până când Chowder îl aduce pe tânărul Meng în viitor și totul se prăbușește. Ei bine, în episodul The Trouble with Truffles, vocea zgomotoasă a lui Truffles începe în sfârșit să o ajungă din urmă, sperind clienții și rănindu-i și pe băieți. Ea apucă un buton care
care îi permite să aleagă voci noi și găsește un accent sudic foarte liniștitor pe care băieții îl iubesc și clienții roiesc, așa că pare un câștig total. Lucrurile sunt atât de calme încât până și Schnitzel este capabil să vorbească normal pentru o clipă. Numele meu este Schnitzel, dar el cade și revine la normal doar câteva secunde mai târziu. Totuși, aceasta este o premieră pentru spectacol de acolo. Băieții își dau seama fără vocea ei, Truffles nu-i amenință și astfel pot face ce vor. În general, pur și simplu dau knockout omul cavernelor. După ce băieții iau butonul pentru voce, Truffles se comportă cu ei pentru a-l recupera, restabilindu-i vechea voce și la rândul său vechiul mod de viață. Și totul revine la normal de data aceasta doar cu căști pentru urechi. Urmează un alt episod în două părți, teatrul de cină. Când compania de catering caută o modalitate de a întări afacerile, Gaspacio apare, spunând că un spectacol de mister despre crimă în teatru la cine este calea de urmat. Oh, am căutat un motiv. Au loc audiții și din păcate pentru Chowder Panini are un rol major. Gaspacio este distribuit în rolul maleficului Baron Von Bonbon, iar lui Chowder în rolul detectivului Schmirlock Honeycombs, dar chiar vrea să poarte un costum de măr dintr-un motiv oarecare. Chowder se îndreaptă spre Gaspacio pentru a repeta, dar devine confuz și crede că Gaspacio este de fapt Baronul Von Bonbon și l-a ucis pe adevăratul Gaspacio. Chowder devine și mai confuz când Mungo îi spune din nou că el este Schmirlock Honeycombs, gândindu-se că și actorul Chowder este mort acum. Prostia asta mă doare capul. După ce Chowder îi spune lui Panini planul de a o folosi ca momeală pentru a-l trage pe Baron afară, ea pleacă în timp ce el nu se uită, plângând desigur pentru că crede că Baronul a lovit din nou. Doamne, Chowder este prea prost în acest episod. Chowder îi aduce pe Chevish și Gorgonzola în planul său de a-l opri pe Baron. Cu detesta lui Chevish, nu ajunge niciodată să-i spună lui Panini cât de mult o iubea. Gorgonzola înțelege că Chowder este doar prost, dar merge oricum de acord cu planul, iar cei trei decid să pună un musical fără niciunul dintre ceilalți actori, știind despre asta să-l prindă pe Baron cu garda jos pentru că nimeni nu moare în muzicale. Chowder apare în seara de deschidere și devine confuz de ce Panini este încă în viață. Panini face parte din spectacol. Ar trebui să fie moartă. Asta distruge totul. Cifrele arată că trebuie să fie toți implicați în acest act bolnav și pe fugă. Din fericire au un substudent pentru Chowder. Nou, de asemenea, înainte de spectacol există un pre-interviu foarte emoționant. Este un pic de divertisment numit Don Daesta. Este o grămadă de mâncare care vorbește între ele doar spunând Don Daesta. Este cu adevărat emoționați. Credeți-mă, băieți, vă jur. Don Daesta, piesa începe și nu merge prea bine chiar înainte ca Chowder să strice lucrurile. Când apare însă, lucrurile se încing, iar mulțimea se aruncă asupra lui Panini dorind să o omoare înșiși dacă baronul nu va face nimic. Aparent, muzicalele înfurie foarte tare. Se aprind luminile, iar Panini este mototolit, dar nu mort. Ea explică și luminile s-au stins și a leșinat de dragoste. Din păcate pentru ea totuși, ea nu are dreptate. Chestia asta chiar a fost destul de ciudată. E timpul pentru un alt clas, Ninja Mare. Compania de catering a lui Meng vinde nuci de albine pe un stadion care găzduiește un meci mare cu Ninja. Truffles crede că jocul este stupid, dar Meng consideră că este blasfemie și se supără pe ea pentru că nu a spus numele complet al jocului, care este stilul turneului pe teren, în sus și în jos, pe pământ, manja, flanj, stilul turneului pe teren, în sus și în jos. Truffles este nedumerită că este tradiția ca niciuna dintre echipe să nu înscrie vreodată în joc și decide să ia lucrurile în propriile mâini pentru a încerca să câștige. Ți-am spus că scorul va strica. Stilul turneului pe teren, sus și în jos. Enghea partea cealaltă pentru a păstra onoarea jocului, așa cum se pare că Schnitzel care lucrează pentru Truffles este pe cale să înscrie. Chowder care lucrează pentru Meng mănâncă Ninja. Cu acestea, în timpul oficial, Truffles înscrie și câștigă jocul determinând monstrul de sub stadion să se ridice și să arunce mulțimea la gunoi. Ce este acest desen animat? Trecând înainte puțin la ziua Cerii ucenicilor, este ziua cea mare a lui Chowder și are un lucru în minte, prăjitura cu arăciuni. Gașca se duce la Gaspacio pentru a lua căpșuni, dar Andiva apare și spune că dă o petrecere mai extravagantă pentru Panini. Meng s-a săturat și spune că va da o petrecere și mai mare decât a ei. Începe ciclul fetiței. Meng organizează o petrecere cu tematică de cir, dar când Chowder cere prăjituri cu arăciuni, Meng insistă că nu este suficient de bună pentru el. Între timp, Panini vrea ca Chowder să fie la petrecere, dar Andiva spune că merită în schimb acest tip uman ciudat, care nu este interesată și pleacă. Panini se întâlnește. Chowder și ei au o conversație autentică despre cum stăpânii lor nu vor asculta ceea ce vor în ziua lor specială și cred că poate nu sunt atât de special până la urmă. Îl găsește pe Chowder și își dă seama că a fost prea bătut în încercarea de a face petrecerea mare. A uitat însuși de Chowder și apoi îi dă un tort. Andiva apare și ea și distruge docul, dar în cele din urmă îi permite lui Chowder să meargă la petrecerea lui Panini, dar să știe că insistă, iar Chowder încă nu este iubitul lui Panini. Următorul episod, A Fair to Remember, își ridică fără îndoială numele. Chowder fuge de Panini și găsește o fată pe nume Marmalade care îl lasă să se ascundă în părul ei. Ea atunci îi face o schimbare de look care aparent are un gust bun și ei bine cred că urmează o prietenie frumoasă. Panini nu este mulțumită. Pentru o secundă acolo arată că și-a găsit o nouă iubită. Gaspacio apare și îi duce pe cei trei împreună cu Chevice la târgul de ustensile medievale. Și din nou, Chowder și Marmalade au dat rezultate. Cu Panini disperat, ea decide să folosească dragostea lui Chevice pentru ea pentru a-l face pe Chowder gelos. Îndrăgostit de tine? Desigur că nu. Panini primește un
un pic de gust din propriul ei medicament acum, cred. Panini o provoacă pe marmeladă la un match, dar plouă chiar înainte și ruginește ustensilele. Marmeladă explică lui Panini totuși că ea nu caută să se căsătorească cu Chowder, în schimb având privirea pusă pe Cevice. Și ei bine, o să spun asta, Cevice primește un gust din propriul medicament, cred. În episodul următor, Tufo Town Showdown, avem o poveste de fundal despre Schnitzel. Când el și Chowder apar în Tufo Town pentru livrare, Schnitzel intră în panică și încearcă să fugă, înainte de a fi abordat de o fată care explică trecutul misterios. Se presupune că Schnitzel a fost un erou al orașului Tufo Town, care a luptat cu o sabie pentru a proteja pe bătrânul Shaba Shabu. Interesant nume. Din păcate, o bandă diabolică de ninja numită Triada Teriyaki, alături de liderul lor, Regele Rață, l-a capturat pe bătrân și l-a împins în aluatul de prăjituri, după ce l-au bătut. Schnitzel a plecat în ziua aceea pentru a nu se mai întoarce niciodată. Cu Chowder cântând karaoke pentru a distrage atenția celorlalți, Schnitzel găsește Rața și se luptă cu el. Există o mulțime de referințe la o mare varietate de lucruri în această scenă. De asemenea, Schnitzel este într-un costum Kill Bill care și are părul Super Saiyan pentru o clipă și chiar și Rața este prost dublată ca un personaj anime. În nebunie cât de multe detalii au pus în doar 3 minute. A, și bătrânul este mântuit, de asemenea. Și am uitat de asta. Alerta episodului final. Acesta este intitulat Chowder Grows Up. Da, sună ca un titlu al ultimului episod. Bine, deci Chowder începe prin a arunca din nou în aer bucătăria. Știi, ca de obicei. Dar data aceasta, după aceea, Mung își exprimă îngrijorarea că Chowder nu va fi pregătit să fie un maestru bucătar al său când se va pensiona. Chowder nu vrea să crească totul și cântă un cânec despre sentimentele lui timp de 20 de ani. Până atunci, în sfârșit, a crescut. Nu i-a mai ascultat cântecul. De 20 de ani lungi, îl ascult. Și de timpul ca Mung și Truffle se retragă. S-au schimbat și multe alte lucruri, așa cum vom vedea pe parcursul acestui episod. În primul rând, Schnitzel este acum căsătorit cu Andy. Da, wow, dar prietenia lui Rock Rose totuși erau perfecți unul pentru fiecare. Mung și Chowder zboară. Oh, sigur, orice este posibil într-una dintre aceste oferte speciale de 30 de minute. Da, da, zboară la Panini Bakery, unde a nebunit din cauza faptului că Chowder nu o iubește. Da, asta e dur. Și scoate frustrările pe noul ei ucenic, Ambrosia. Da, asta e și mai dur. Între timp, Gorgonzola este capul unei mari corporații, dar încă rămâne blocat cu gândurile de a-l hărțui pe Chowder și de a-i lua pe ucenicul său ca Bob. O poveste mai inspirată totuși este a lui Gaspacio, care a închis standul pentru a pleca și deveni un ninja. Se întâlnește și cu fete acum. Acest lucru pare prea frumos pentru a fi adevărat. Chowder decide să înceapă să caute un ucenic ca să poată crește și îl găsește pe Scrap, o țesoasă nervoasă care locuiește într-o cutie. Chowder încearcă o rețetă, eșuează și apoi fuge în deșert țipând. Au venit și resturile. Tocmai când par hrană pentru vulturi, Gaspacio îi salvează, dar el nu este un ninja. De fapt, doar se ascunde într-o peșteră singur și departe de realitate. În cele din urmă, Chowder decide că poate crește, dar totuși face lucrurile în felul lui. Și așa el și Scrap se îndreaptă acasă și renunță la rețelele și cărțile de bucate pentru a face chestia asta. Nu arată grozav. Nu, eu zic că e al naibii de bine. Și încă e pe jumătate cop, dar aparent toată lumea este surprinsă să constate că de fapt este oarecum bun. De acolo toată lumea a mers mai departe cu viața lor, cu Mung și Truffles care se retrag în sfârșit, Gorgonzola având în sfârșit un tip cu care să se laude, Gaspacio conducând în sfârșit un spectacol de comedie culinară și Chowder conducând compania de catering, căsătorit cu Panini și cu o grămadă de copii. Un ultim lucru, totuși, această emisiune a avut o ușoară semi-renaștere într-un videoclip muzical al melodiei lui Lil Nas X, Hey Panini.